Încă un primar ucrainean a fost răpit de către forțele ruse. Acesta a apărut într-o înregistrare video în care declara că a fost eliberat de ruși. De asemenea, altor persoane li s-a promis că vor fi eliberate în scurt timp. Oamenii au ieșit să protesteze după ce au aflat că primarul a fost luat pe sus de ocupanții ruși și dus într-un loc necunoscut. El este acuzat de separatiști că ar fi autorul unor crime contra comunității rusofone. În fapt, primarul a încercat să păstreze funcționarea administrației locale, chiar dacă orașul a fost ocupat săptămâna trecută de trupele ruse. Trupele rusești au lansat atacuri cu rachete și bombe asupra facilităților și infrastructurii civile din Ucraina, inclusiv asupra spitalelor și școlilor unde învățau copiii. Terorizarea psihologică a populației, intenția declarată de a împiedica Kievul să fabrice bombe termonucleare, dorința de a avea controlul asupra surselor de energie ale Ucrainei sau șantajarea guvernului ucrainean pentru obținerea de concesii în negocierile de pace sunt câteva dintre motivele pentru care forțele ruse urmăresc să preia controlul asupra centralelor nucleare din țara invadată, lucru care strânește îngrijorare în întreaga lume. Analiștii cred că preluarea instalațiilor nucleare ale Ucrainei este o parte vitală a strategiei de frică și control urmărită de președintele Vladimir Putin în acest război.